iPad. Țineți, vă rog. Așa. Felicitări! Țin să mulțumesc tuturor și fiindcă
Aici văd că dă culoare presa, cum spuneam noi. Mulțumim foarte mult că s-a alăturat eforturile noastre și a dat culoare acestei deosebite competiții pe care noi am reușit să o organizăm, zic eu, succes, nu zic mult succes. Țin să mulțumesc, deci, primăria Onești, reprezentată prin domnul primar, și mă bucur că este aici lângă noi, domnului vice primar, care nu este, dar ne-a ajutat foarte mult. Mulțumim încă o dată direcției sporturilor, mulțumim tuturor sponsorilor, scuze, așa, care ne-au sprijinit și am reușit să finalizăm, că nu a fost ușor, să asigurăm cazare, masă, training tuturor participanților. A fost o competiție foarte bine discutată. Echipele participante au fost foarte bine pregătite. A fost una dintre zonalele pentru campionatul european pe echipe de iarnă, Winter Cup. Și a fost, cred că, una dintre cele mai echilibrate grupe din cele patru care s-au disputat în toată Europa. Urmând ca etapa finală să se dispute la începutul lunii februarie, între câștigătoarele acestor grupe. Va fi greu și aici a fost greu, sper să facem față. Care a fost echipa care a pus cele mai mari probleme? Să știți că întotdeauna cele mai mari probleme ți le pune primul meci. Finala deja o știi să o prevezi, știi jucătorii, știi tot. Totuși, finala a fost mult mai grea decât primul meci de data asta. Veți mai reveni la Onești? Mulțumim. Un turneu foarte bun, organizat cu sprijinul primăriei și au avut un sponsor excelent. Au fost foarte multe meciuri disputate, am observat mulți copii ambițioși care și-au dorit să câștige și să ajungă la faza finală. Este bine că România poate organiza asemenea turnee autoritățile locale se implică, fără de care un asemenea turneu nu se poate organiza. Sunt costuri mari, ceea ce implică niște sponsori și, bineînțeles, autoritățile locale. Sunt foarte impresionat de această sală. Este dotată cu tot ce e nevoie pentru o asemenea competiție. Probleme foarte mari nu au fost, un pic la organizare, să zicem așa, de mici neconcordanțe în ceea ce privește deplasarea echipelor și masa care a fost oferită de către un hotel, a trebuit să ne deplasăm. Dar una peste alta a fost foarte... Probleme de arbitraj, ceva? Probleme de arbitraj nu au fost nici adică competiția fiind de 12 ani nu ridică chiar așa mari probleme de arbitraj. Vezi mai reveni aici cu plăcere? Mi-aș dori, dacă Oneștiul va mai organiza astfel de competiții. Este prima oară când vin în Onești ca arbitru. Ca și jucător am mai fost, dar ca arbitru este prima oară.